Manifestările specifice deschiderii noului an școlar 2016-2017 s-au desfășurat în condiții foarte bune. Din dispoziția șefului Poliției Române, chestor de poliție Bogdan Despescu, luni 12 septembrie anul curent, polițiștii au participat și au asigurat desfășurarea în siguranță a festivităților specifice deschiderii anului de învățământ. La nivelul județului Giurgiu, 139 de polițiști, dintre care 122 din structurile de ordine publică, 15 polițiști de la Poliția Rutieră și 2 polițiști de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, au fost prezenți în zona unităților de învățământ din județul Giurgiu pentru ca noul an școlar să înceapă în liniște și siguranță. Efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu sunt în teren pentru menținerea ordinii și siguranței publice zilnic și vor asigura fluidizarea traficului rutier, în special în zona unităților de învățământ. Pentru Poliția Română, siguranța în școli... La acest lucru au contribuit și echipele Poliției Giurgiuvene.